Aș începe cu ceva ce ne doare pe toți. Iordache, care și-a pierdut un pic cumpătul, a fost toată povestea asta cu Dragnea, interpretată interpretat că doare spatele, L4, L5, hernie de disc, internat, bala privat, dublă bala stat, hernie dublă hernie de disc. disc. Ideea e că, mă rog, nu vorbim despre asta, vorbim despre realitatea din spitale. La care face referire și Iordache, acel Iordache cu altă întrebare, acum alte spitale. De ce? Pentru că zice așa, realitatea din spitale e aia pe care o spun eu. Nu există nicio diferență între cum sunt tratați pacienții la stat și la privat. E un statement foarte dur într-o Românie bântuită de probleme. Acum, noi facem haz de necaz, o luăm oarecum în derâdere, dar e o problemă pentru că s-ar putea să trăim într-adevăr în lumi paralele. Încep să identific și eu paralelismul ăsta despre care tot vorbesc unii, pentru că dacă asta crede un politician, un fost ministru, cineva care acum ia locul lui Dragnea la președinția Camerei Deputaților, Înseamnă că lucrurile sunt dincolo de, 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 de orice formă de recuperare, Mihnea. Da, e foarte probabil ca noi să trăim în altă lume. Sau ei să trăiască în altă lume. În primul și în primul rând, toată această realitate de care vorbește domnul Iordache a fost definită foarte clar. Este cea pe care eu o spun. Asta este realitatea. Acum, diferența este dacă realitatea este pentru dânsul în varianta A, și pentru noi în varianta B, sau este o realitate care se aplică tuturor cetățenilor din România? Evident, având în vedere că știm foarte clar cu toții, ne-am lovit la un moment dat de sistemul sanitar, ne dăm seama că realitatea, de fapt, este total diferită. O vedem zi de zi la televizor, o vedem zi de zi în ziare, în anchetele pe care jurnaliștii le fac, în anchetele pe care poliția le face. Uitați-vă la ce s-a întâmplat zilele trecute în privința altor dezinfectanți care s-ar putea să fie apă de ploaie. Deci despre ce realitate vorbim? Despre, pe despre reali... cea pe care tocmai ai trecut-o în revistă, cred. Pe atunci înseamnă că nu e aceeași realitate cu cea a domnului Iordache în cazul de față. Și mai e un lucru. Când te duci la spital, tu cetățean, că ai o problemă. Ești primit de medicul care este acolo de gard. Eu mă îndoiesc că domnul Iordache se duce și așteaptă pe holurile spitalului, în speranța că la un moment dat îl va băga cineva în seamă, după ce îi bagă în seamă pe cei care sunt în fața dânsului. Cu orice problemă ar avea, evident, în funcție de gravitate, îl luăm mai repede sau mai. Pentru că asta am învățat-o cu toții: că nu te duci la spital și te ia cineva imediat. Dar sistemul sanitar și sistemul educațional, cele două probleme majore ale României din. Ultimii 30 de ani, cred că sunt realități puțin diferite sau le în diferit. Realitatea, de fapt, este cea care este construită de percepția fiecărui om în parte. Eu am o percepție asupra sistemului sanitar cu care am interacționat întâmplător, în mod personal, de foarte curând și știu ce era acolo. Mi-e greu să-l cred pe domnul Iordache în situația în care îmi spune că e la fel ca la privat. Pentru că, apropo, am interacționat și cu cel privat. Și am văzut, nu e vorba de medici, nu e vorba de uh, capacitatea, de specializarea fiecăruia. E o chestie care te lovește de la intrare. Nu, e, e, e evident, de aici, și, uh, de aici și mirarea, pentru că unor, unor ne uităm uluit și spunem, dom'le, e, da. e, e pe bune ce spuneai, că nu face mișto. E, 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 e... Ajungem în situația, că de fapt asta este durerea, în situația în care credem că suntem luați peste piciori. Bun. Și mai mult decât atât, ca problema asta să fie și mai complexă, vine domnul Gerea. Și clarifică, punctează, spune pacientul Dragnea, a vrut el să-și plătească tratamentul, n-a vrut să se ducă la stat, pe banii statului, a vrut să meargă la privat, nu pentru că statul nu i-ar fi făcut față, dar atunci s-ar fi tratat pe gratis, pe banii statului, pe banii contribuabilului. Uite cum vine domnul Dragnea și spune, nu le vreau să vă cheltuiți banii cu sănătatea mea, am permit, îmi plătesc eu la, 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 la privat. Unor te întrebi de ce oamenii ăștia nu tac. Pentru că domnul Dragnea este cel care le-a spus că trebuie să comunice. Aduți aminte că acum ceva timp s-a discutat exact despre faptul că oamenii din sistemul politic în general, în special în cei care fac parte din coaliția PSD-ALDE, nu comunică de ajuns. De ce am făcut remaniere la un moment dat? Unul dintre motivele care se dau în spatele deciziei de a remania guvernul a fost că anumiți ministrii de acolo nu comunică în mod constant cu alegătorii, cu votanții. Cu cetățenii. Bun. Tu. Și acum, în dorința asta exagerată de a comunica, de multe ori ne ies astfel de prostii. Păi, tu, 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 tu cu asta te ocupi, zi de zi. Și atunci te întreb dacă n-ar fi mai bine decât să ai o comunicare deficitară, să, să nu, nu comunici deloc. deloc. Sigur, e la fel de rău, adică, adică sărim dintr-o. e același lucru pe care îl recomand și eu clienților cu care lucrez sau oamenilor cu care interacționez. Tăcerea asta, băgatul capului nisip ca struțul, nu ajută pe nimeni niciodată, dar unor poate e bine să o gândești. Întotdeauna e bine să o gândești. Întotdeauna e bine să-ți alegi cuvintele. Întotdeauna e bine să nu fii agresiv. Pentru că n-am o problemă în momentul în care domnul Iordache sau oricine, pentru că de fapt aici nu vorbim de niște. Evident, noi vorbim de un personaj anume, pentru că el a făcut o declarație anume. Dar, în general, este bine ca cineva să vină cu niște argumente solide. Tot procesul acesta de comunicare pe care noi îl facem, pe care tu îl faci, pe care absolut toată lumea îl face, trebuie să aibă la bază niște argumente solide și o, 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 un rațional foarte clar. Cel mai greu lucru pe care noi îl avem de făcut pe zona de business este exact acesta. Să explicăm clienților, oamenilor, mai ales expațiilor, ce se întâmplă la noi în țară. Este cel mai dificil lucru pe care îl avem de făcut, pentru că niciodată un străin care vine din lumea, Ea zice, civilizată doar din prisma faptului că așa o definim noi, el nu va înțelege astfel de declarații. Pentru că nu are cum. N-are cum să înțeleagă o comunicare care nu se bazează pe niște argumente solide, pe niște, pe niște lucruri care să fie într-adevăr definite ca realitate pentru toți cetățenii. Da, situația situația e, e clară. Adică, însuși faptul că ei optează pentru privat sau unor pentru străinătate și nici măcar nu. Adică, eu nu pot să-i condamn. Adică, la nivel uman, la nivel administrativ, le-a spune, prietene, ești la butoane de cam mult timp, ar trebui să te tratezi exact în locul de care ai fost responsabil până acum. La nivel uman, pe de altă parte, înțeleg că trebuie să fii nebun dacă ai opțiunea de a merge la privat sau opțiunea de a te trata mai ales pe chestiuni grave, delicate în străinătate, trebuie să fii nebun, trebuie să fii inconștient, mm -hmm. repet, cu condiția să-ți permiți să nu o faci, pentru că e foarte riscant. Intri cu o problemă, ieși cu 10, unele dintre ele pot fi chiar mortale, infecțiile nozocomiale și nu numai, probleme care țin de echipamente, care țin nu întotdeauna, dar uneori trebuie să fim sinceri cu noi de pregătirea medicilor, pentru că mulți dintre cei buni fie nu mai ok, fie s-au transferat la privat, fie sunt în străinătate. E o realitate. Deci e clar că sistemul e la pământ și atunci nu e mai bine să recunoști toată povestea asta și să spui... Fără discuție. Dar pe de cealaltă parte, noi facem aici o, un exercițiu care este foarte dificil pentru politicieni și în general pentru orice persoană publică. Îl punem să aleagă exact între ceea ce ai spus tu, între dorința lui de a supraviețui, pentru că până la urmă, de multe ori, când ajungi în spitalul, în spitalul de stat, se pune problema de supraviețuire, depinde evident de ce ai, dar aceeași problemă se pune și în spitalul privat, fără discuție. Deci, să facă alegerea între omul și politicianul, pe de cealaltă parte, în momentul în care ți asumi această poziție de politician de participant activ la administrația publică, de autoritate, că e de reglementare, că e parlament, că e guvern, că e orice altceva, chiar și președinte, că știm foarte bine, am avut cazul domnului președinte Băsescu, care s-a dus să operat în, în străinătate. Ba mai Atunci... mult decât atât, într-un moment extrem de critic, pentru că i-au spus domnule, dacă mai stai aici, încă patru ore, adică a fost o chestiune de pleacă, că nu prins dimineața în România. Adică, cu atât, Vedeți, mai, cu atât eu, mai dramatic. Asta e. depinde foarte de ce ai, dar e clar un semnal de ce ai, ca și afecțiune la modul acesta. Dar depinde foarte, foarte mult de abilitatea ta de a da încredere în autoritățile pe care, tot tu, din poziția de politician, le controlezi sub o formă sau alta. Pentru că eu, decât să spun că realitatea este aceasta, vezi, doamne, între ghilimele, cum spunea domnul Iordache, în spitalul de stat e la fel ca în spitalul privat, mai degrabă spune, în spitalul privat am văzut ceea ce aș putea și ceea ce îmi propun să fac de acum încolo în spitalele de stat. Să existe curățenia pe care toată lumea... Vedeți că noi ne plângem și de lucruri de-astea foarte basic. Nimeni nu vorbește despre Profesionalismul medicilor, care până una în alta știm foarte bine că sunt foarte buni. Mulți dintre ei sunt foarte buni, că există frunze uscate, există peste tot. De la un veceu civilizat, până la lipsa exact. Chestiuni de Exact. Deci, vrem să simți. fie curat. Adică nu, nu solicită nimeni ceva exagerat.